Ciao, îmi place să mănânc aici. Stai, că nu greșit. Ciao, bine v-am regăsit la un nou videoclip. În acest video vreau să încercăm să facem un intro în PowerPoint. Exact, PowerPoint-ul din Windows, cred că toată lumea ați auzit de el. Vreau să încercăm să facem un intro pentru canalul Cezar ID, așa că haideți să începem. Suntem aici în PowerPoint, iar acum vreau să încep prin a face toată această pagină. Vreau să o fac altă culoare. Așa că haideți să vedem dacă putem să alegem ceva de aici. Ok, cred că ar fi ok unul negru. Haideți să vedem acum cu ce îl umplem. Haideți să punem mai întâi un text. Să intrăm la Insert. Să mergem la Text Box. Și să facem o cutie de text. Așa că haideți să scriem aici Cezar ID. Să facem alt font. Ups. Să vedem. Se adaptează în timp real, ceea ce îmi place. La Word nu mi se pare. Adică nu știu dacă este așa și în Word. Haideți să căutăm un font frumos. Ca asta, Berlin Sans TB. Haideți să încercăm să luăm pe acesta și să facem un pic mai mare. Aoleu, dar acum nu mai îmi place cum l-am văzut așa mare. O să căutăm altul. Dar nu cred că o să rămânem totuși la acel font. Unde era acesta? Arată ok. Haideți să-l facem un pic mai mare. Merge așa. Ok, haideți să îl facem mai mare de aici atunci. Cam așa, ar trebui să fie bine. Face ca, se vede aici în timp real ce fac. O să fac așa. A, nu merge așa, era fain să meargă așa. Ok. Iar acum, haideți să îl animăm un pic. Să mergem la Animations. Și să vedem Wipe cum arată. Ok, voi căuta una și voi reveni după ce am găsit. Perfect, am găsit acesta care ne duce din jos în sus. Iar acum haideți să căutăm una și pentru când iese, cred că tot așa. Perfect. Ar trebui să se vadă destul de bine, iar acum să mai adăugăm un text. Să vedem. Cred că tot din text box o să fac. Să scriem log, ba nu, sezon 3, nu știu. Probabil că o să-l updatez dacă apare după ce, nu, dar cred că voi lăsa așa pe sezon 3. Să vedem acum tot un text, sau poate aș putea să-l fac același, cred că îl voi face același. Punem aici, dedesubt. Și aș vrea să îi măresc un pic spacing-ul. Așa. Wow, așa nu se mai înțelege nimic. Deci când zice se... Ok, se înțelege că e sezon. Very loose. Îmi place acesta. Sezon 3. Arată bine, arată curat. Mă, un pic mai jos, cred. Perfect. Aici am... perfect, nu știu ce să mai fac acum. Ce asta? Hai să cortăm un word art. Wow. Astea sunt toate? Ok. Subscribe. Putem să-l facem altă culoare? Dar nu, că gradient, vreau un gradient, more gradient, gradient fill, ce-i asta? Transparency, brightness, ok, așa, dar nu, că vreau din mijloc.
loc, așa, spre afară. Perfect. Și acum să-i dăm și fil, să-i dăm un fil. Gradient vreau. Hai cu roșu. Gradient fil. Da, vreau roșu, deci nu mă lăsă să detect roșu. Ah, uite. Ok. Dar nu că. Și ăsta-l vreau roșu. Ok, with shape. Dar și ăsta vreau. Ah, ok. Selectez așa, în parent. Deși nu prea îmi place așa, dar... Așa, acum? E partea asta de genul meu. Ah, e încă unul. Ok, și chiar acum... Ok, și chiar acum ar trebui să avem subscribe. Nu vreau să-l fac foarte, foarte... wow și foarte interesant, dar vreau să fie ceva al meu. Intro F. Ce asta? Ok, nu vreau asta, clar. Subscribe. Oh, asta ar putea fi fain. Asta ar putea fi chiar interesant de făcut. Wow. Lucrurile astea eu nu le-am mai văzut în PowerPoint. De ce? A, se face înapoi. Să înțeleg că... A, acum merg. Ok. Wow, ce fain arată! Ok, textul vreau altcumva. Dacă mergem aici. Dar nu, că vreau word art. Oricum, cred că nu contează. Oricum, îl voi face alt font. Cred că știu unul. Un Schweiler. Arată fain. Ia. Ok. Vreau negru. Fie textul negru. Dar cu outline alb. Și nu știu cum îi pun outline. Text. Text outline. Alb. Wow, nu te cred. Arată chiar fain. Dar lasă-mă să... Așa. Ok, iar acum să îi îngroșăm un pic acest outline. Dacă îl pun pe cel mai mic, nu arată bine. Dacă îl pun pe cel mai mare, tot nu arată bine. Îl pun undeva mediocru. Ce asta? Asta. Bun. Perfect, arată destul de bine. Hai să îi dăm un animation. Și la acesta, ia, așa cum arată. Nu arată bine. Nu arată bine. Oh, ok. Ok, nu arată rău. Așa arată rău, dar vreau ceva mai frumos. Cred că pe acesta îl voi face cu wheel. L-am găsit. Sau pe acesta cu shape. Na, wheel. Nu-i voi schimba... Cât de repede poate să fie. Voi schimba viteza, pentru că îmi place așa. Dar la season 3 ne trebuie acum niște animații. Perfect. Eu zic că am reușit să facem ceva decent, dar parcă i-aș mai adăuga ceva. Da, i-aș mai adăuga shapes. Asta. Dar invers. Să fie colțul ăsta. Așa. Și dacă îl punem aici și îl facem un pic mai mic, putem să-l facem altă culoare? Griul ăsta. Și vreau cu gradient în el. More gradients. Invers vreau gradientul. Gradient fill. Dar nu așa. Sau arată bine. Arată bine, arată bine, ok. Așa rămâne. Mai dau o dată copy, paste. Ce s-a întâmplat? Ok. Da, îl voi roti și îl voi pune în acest colț. Iar acum nu vreau să mai fie gradient fill, vreau solid fill. Și vreau gri. Unde am gri? Aici. Nu aici. Gri. Bun.
Nu arată rău, nu cu outline verde. Bun, nu arată rău. Putea să-i dau o animație frumoasă? Uai, asta-l vreau. Da, bun. Acum, dacă-i dăm preview. Wow, ce fain arată! De asta nu arată bine cu animation. Nu. Eu voi scoate de tot. Ok, nu contează. Arată bine. Dacă-i dăm acum preview. Ceva de genul a ieșit, dar... Cam acesta este rezultatul. Scrieți-mi cum vi se pare în comentarii. Cam atât a fost cu acest videoclip. Vă mulțumesc pentru vizionare. Și ne revedem data viitoare la un nou videoclip. Ciao!